Un bărbat a fost prins în trafic conducând drogat la Timișoara. Polițiștii au descoperit în urma unui control în mașina acestuia mai multe plicuri cu substanțe psihotrope. Bărbatul de 28 de ani va trebui să dea socoteală acum pentru faptele sale. Polițiștii serviciului rutier au oprit pentru control pe strada Bujorilor din Timișoara un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 28 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul din dotare și au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. De asemenea, în urma controlului corporal efectuat asupra acestuia au fost depistate șase plicuri ce conțineau cristale de culoare albă, trei plicuri și două pungi în care se aflau substanță de culoare verde-oliv, susceptibile a face parte din rândul celor cu efect psihotrop. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive și deținere ilegală de substanțe psihotrope. Substanțele identificate au fost ridicate și sigilate, cercetările fiind continuate de polițiștii brigăzii de combatere a criminalității organizate Timișoara. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.